se mai vede urma unui perete de cărămidă. Erau cărămizi făcute așa, aparentă, o cărămidă aparentă în care ne semnam toți cei care treceau prin pod. Și era așa tacit, Naum sau eu dădeam ok-ul pentru semnătură. Da, adică cineva căruia îi se permite să-și pună așa ca la Hall of Fame. Casa de cultură a studenților din București se leagă de numele unui gazetar foarte cunoscut în perioada interbelică, Stelian Popescu, un gazetar de dreapta care pentru poziția lui a și fost condamnat după război la muncă silnică, însă el n-a făcut, era o condamnare în contumacie pentru că el deja plecase în emigrație. Stelian Popescu însă, care era patronul trustului de presă Universul, nu a fost cel care a dat banii, ci a fost cel care a avut inițiativa, lansând liste de subscripție pentru construcția acestei case de cultură a studenților. Și vă dați seama cât de prețuită era această categorie a studenților și în perioada respectivă, dacă oamenii au avut inițiativa, au avut bunăvoința să doneze bani pentru înființarea ei. Cum a început povestea cu Casa de Cultură a Studenților din București? A fost odată ca niciodată. Un băiat de vreo 30 de ani, cred că aveam deja pe vremea aia, lucram la ceea ce se numea Biroul de Turism pentru Tineret, și anume secțiunea de evenimente. Mă ocupam de festivalul de jazz, de rock de la Costinești, de sărbările mării, sărbările Zăpezii și altele de genul ăsta. Și la un moment dat, printr-o reorganizare a schemei personalului, am fost transferat către Casa de Cultură a Studenților, care practic nu avea angajați proprii. Erau cadre ale UASCR-ului care activau, își desfășurau activitatea în interiorul Casei de Cultură a Studenților. Erau evident și oameni de cultură, de înaltă specializare, cum a fost Cătălin Naum, cum este Emilian Urse, cum a fost Ioan Luchian Mihalea și alții prieteni. Categoria aceasta a metodiștilor, spun, trebuie să fie una de elită în lumea activiștilor de partid. Și cu atât mai mult crema cremelor când este vorba de studenți care întotdeauna au avut un rol extrem de critic la adresa societății, ei fiind în societățile moderne contestatarii numărul 1. Am purces așadar într-o excursie virtuală în timp cu imaginile strânse bob cu bob din arhiva multimedia TVR, dar și cele puse la dispoziție de cineclubul Stud Film, unele în premieră la televiziune. Primele mărturii se leagă de concertele grupurilor de jazz, gen în mare expansiune în Bucureștiul anilor 50. Pianiști precum Ian Cicero și Cristian Colan, Eugen Ciceu, Radu Maltopol, Marius Pop și mai târziu Richard Oșanitski polarizau atenția melomanilor până când, la mijlocul anilor 60, apar audițiile propuse de Cornel Chiriac. De teatrul ăsta când eram student în anul întâi, deja Cătălin Naum, cu care făcusem cunoștință puțin mai înainte, în timpul pregătirii mele pentru examenul de teatru, făcuse aici primul spectacol după redeschiderea podului. Podul fusese închis. Naum a preluat podul și l-a redeschis cu un spectacol 6×4 sonete Shakespeare. Gopo conducea cineclubul, care se numea Cineclubul Studențesc. În ce an era asta? Era în 69. Și Ioan Popescu Gopo s-a orientat și mi-a predat mie Cineclub. Dar filme de ficțiune făceați? Da. Eu, luând în primire, i-am dat denumirea de Stud Film, care a devenit universal, acceptată, și m-am pregătit să predau studenților fotografia, cursul intitulat Tehnica și Arta Imaginii, Fotografiei și Filmul. Era prin 1977, după cutremur, când am văzut la televizor o emisiune, concert, a unui grup coral despre care nu știam nimic și mi-amintesc că stăteam împreună cu părinții mei pe o canapea și eu am văzut, mă rog, ca și ei, și am zis, eu am să cânt cu grupul ăsta. Și evident că amândoi au început să râdă și au zis, bine, da, da, da. Pe vremea nu erau nici telefoane mobile, evident, nici internet și nu mai țin minte cum, dar cred că am pus în funcțiune cam tot ce se putea, colegi, profesori, să întreb cine a văzut și cine mă poate ajuta să ajung până la ei. Nu mai țin minte cine, dar mi-a vorbit despre Casa de cultură a studenților, cred că era Preoteasa, unde m-am îmbrăcat frumos și m-am dus și am bătut la mai multe uși până să ajung la etajul 1, unde repeta grupul Song. Am intrat și mi s-au tăiat genunchii, pentru că erau în jur de 60 de persoane, plus acest fabulos om, personalitate muzicală și de o carismă extraordinar, Ioan Luchian Mihalea. L-am rugat să, mă rog, să stau și eu la repetiții și după aia am spus că aș vrea să intru în grup. Am stat cam o lună și ceva, asistând la repetiții și ținându-mă de fustele sopranelor să mă învețe partida de soprane de la fiecare cântec. Și după vreo lună și jumătate m-a chemat la audiție și am luat audiția și atunci m-a întrebat de unde vii. Și pentru că eu știam că toți erau studenți, am spus o jumătate de adevăr. Am zis, sunt în anul 2. El n-a mai întrebat unde. Am intrat, am participat la filmări, la spectacole și la un moment dat m-a întrebat, ascultă, dar tu la ce facultate ești? Așa, într-un târziu. Și cu un glas mic și cu inima cât un purici, am zis, eu sunt în anul 2 la liceul Dimitrie Cantemir. A fost momentul de panică pentru că eram minoră. Aveam o formație rock, se numea Crepuscul, ne-am dus la o vizionare, aveam nevoie de o formație, Casa Studenților, se schimbaseră generațiile. Aveam o baladă pe versuri de Esenin, solistă vocală. În momentul în care am cântat-o, cei din comisie au ieșit din sală. Noi am mai cântat și ceva cu Ștefan cel Mare, mai la Iron Maiden, așa, dar era clar, n-aveam ce căuta acolo, numai că ne-au chemat imediat, sau ne-am dus noi la ei, avem șanse. Păi gata, sunteți angajați. Trupa noastră era formată din solistă vocală, chitarist, basist, tobar și claviaturist. A fost foarte amuzant, s-a făcut o ședință în care li s-a atras atenția tuturor băieților că trebuie să mă conducă până acasă seara, pentru că repetițiile se încheiau pe la 10, 10 și jumătate și ca să nu existe probleme. Sigur că li s-a atras atenția și asupra altor aspecte despre care eu nu am aflat decât mai târziu. Așa a început aventura mea, eram elevă în clasa 10-a la Cantemir și din momentul ăla viața mea s-a schimbat total. Atât la școală, cât și mai ales cea personală, în sensul că trăind într-o lume destul de gri și de lipsită de petreceri, grupul Song a fost pentru mine oaza de insula, de bucurie, de artă, de creație, de normalitate. Normalitate pe care nu o găseai în altă parte. În sala asta unde suntem, ce se întâmpla? În sala asta se întâmplau concerte literalmente incredibile pentru perioada respectivă, care au dus la un moment dat la o ușoară prăbușire a balconului de aglomerația și de entuziasmul publicului. Să nu uităm că erau trupe și cred că sunt și acum trupe de rock care repet aici. Era efectiv fieful trupelor de rock din România. Artiști care au rămas legendari, artiști care unii din ei continuă să-și ducă steagul și greutățile și bucuriile mai departe, cum sunt Holograf, de exemplu, aici, într-o cămăruță de 1,5 m pe 2 repetau. Veneau artiști, eu le spun artiști, erau studenți, dar erau înainte de a fi studenți, au fost și au rămas artiști, din Timișoara, din Iași, din Cluj. Mi-aduc aminte de un concert absolut colosal cu Celelalte Cuvinte, de exemplu. Era artă ceea ce se întâmpla pe aceste scene și mai ales era o artă care respira un aer de libertate și de prospețime pe care nu prea puteai să o găsești în instituțiile consacrate care aveau parte de vize succesive. În anii 80, cei mai duri ai regimului comunist, cel puțin cultural vorbind, rock-ul se exprima în cele mai dure forme ale sale. Și noi cu heavy metal-ul nostru eram un pic în urmă că apăruseră trupele de thrash. Tectonic, Liviu Hoisan, Asalt și așa mai departe. Cam asta se cânta și la festivalurile concurs de rock din țară. Asta era genul la putere, adică cine venea să cânte pop-rock cu refrene și așa, mergea o baladă, mergea. Orice trupă mare are și o baladă de rock, oricât ar fi de rock. Dar în rest se cânta rău, să spunem așa, nervos. Ar fi nedrept să nu spunem că în perioada Festivalului Național Cântarea României, acolo s-a produs un fel de intensificare a tuturor programelor. Nu s-a pus accentul pe divertisment, pe seriile acestea de dans, care au continuat pe discotecă, ci s-a pus accentul pe formațiile artistice de amatori. Și atunci cum Universitatea din București, cum instituțiile de învățământ superior din capitală trebuiau să fie, evident, fruntașe în toate, era capitala, evident că s-a îmbogățit și corpul metodiștilor cu tot felul de instructori, care de multe ori erau profesioniști, care urmau să aducă tinerii talentați care făceau parte din formațiile respective la nivelul artistic pentru care puteau fi atribuite premii. Acolo, în sala de spectacole, se întâmplau audițiile de jazz comentate de Cornel Chiriac. Trebuie spus, pentru melomanii care îl cunosc pe Cornel drept doar un promotor al pop-rockului, că marea lui dragoste a fost și a rămas jazzul. Deci el făcea audiții de jazz acolo și sala era plină, foarte plină, cum astăzi cu greu se întâlnește la concerte ale unor formații mari. Mi s-a dat să fac ca sarcină de partid, deși nu eram membru de partid, tot evenimente cumva independente în afara Festivalului Artei și Creației Studențești, concerte de jazz, de rock, de folk pentru studenți și cu studenți. Parafraza este tristă și amară. Mama nu putește, tata nu mai zboară. Vezi tu, fiul meu, acesta e veșnicul cuvânt, fără descoperământ. Și putea să-ți spun pulpra de cuvinte, pe de altă parte, ca activitate permanentă, coordonam în calitate de redactor șef revista studenților din București, unde lucrau ca studenți, redactori, oameni care au făcut carieră în gazetărie ulterior, Dan Silviu Boerescu, Horia Gârbea, care e unul dintre scriitorii importanți contemporani, Bogdan Teodorescu, care a devenit politolog, și mulți alții. Era teatru sărac. Aici, în Pod, se făcea teatru din sărăcie. Nu aveai decor, tu făceai decorul. La un moment dat veneau partenerii și cu corpurile lor făceau decorul. Știați de Glotofi în perioada aia? Pe mine nu m-a tușat. Pot să admir niște calități tehnice foarte mari, dar eu personal n-am luat nimic din experiența asta. Pentru mine și teatru și arta sunt mai amabile așa cu publicul. Primul concert la care am participat, cred că a fost o filmare, chiar aici, în televiziunea română, și a fost foarte amuzant. Eram în rândul 2 sau 3, unde stăteau întotdeauna noi veniți, și m-am așezat așa pe un cub și cum operatorii își căutau cadre și, mă rog, căutau figuri, probabil. La un moment dat, uitându-mă așa obosită, pe toate monitoarele din studio a apărut chipul meu. Și de sus, Sanda Balaban a deschis calea și a întrebat: Oanță, cine-i fata asta care apare acum? Evident, toată lumea s-a uitat. A doua, în primul rând. Și așa am ajuns eu, fata aia cu părul lung din Song, un soi de nu știu dacă pot să spun simbol, dar da, eram recognoscibilă din cauza părului și probabil și din cauza unui soi de inocență care atunci se purta. Acum nu se mai poartă. Asta în ce an era? 78. Eu mă ocupam de absolut toate sectoarele. Pe măsură ce am luat premii și am luat și internaționale, eram mielul blând care sugea la trei mame. Făceam referat de a cumpăra materiale consumabile și la CCUTC, și la OASCR, și la Ministerul Învățământului, și la Casa de Cultură. Și bineînțeles că mi-erau onorate și noi aveam materiale din Beciug. Atunci m-am întâlnit cu atmosfera din pod, atmosfera cea pe care o adusese Naum, și podul a început să devină din ce în ce mai mult un teatru de amatori. Eu am fost un accident la început. În anii 70 podul a fost efectiv un teatru de amatori și pe vremea aceea era un festival studențești în toată țara, podul mergea în toată țara, era admirat și invidiat de toate celelalte trupe. Cu ce frecvență scotea spectacolul ăsta? Nu știu dacă aveam cam 2 premiere pe an, lucram mult, mai ales un spectacol ca Ștefan Vodă, care presupunea să ai 10 oameni, așa, mult, până ne adunam, fiecare avea treaba lui la facultatea lui, era destul de dificil să ne adunăm, deși în fiecare seară eram toți, da. De câte ori pe săptămână vă vedeți? Nu, ne vedeam în fiecare zi. Înainte de orice spectacol erau foarte multe repetiții, de fapt, și se pregăteau costumele, dar puteam să plecăm în țară, nu știu, la cântarea României sau habar n-am unde, dar repetam dacă eram într-un autocar, repetam și în autocar, sau dacă mergeam cu trenul, repetam și în tren. Era practic o permanentă repetiție, de fapt. Cântam, chiar dacă am fi cântat de plăcere, pentru că se întâmpla să facem chestia asta, era tot un fel de repetiție. Apele sap când vorbesc de măritat, că ele fetor avea, dar nu au cui să le dea. Când băieți de seama lor să le facă fetelor, pe surâșile ne vezi de nimic. Vorbe de-astea pot să spună câte stele strângă lună, nici eu nu sunt mânios, că-s băiat și nu-s frumos. E necaz doar ca lor fete, crede-le că n-au pereche și pe câte sunt însat, eu n-aș da o mastricat. Tot cu ochii la oglindă și cu noi până-n grindă, nici nu cost, nici nu cârpesc, doar la măritat surâs și fără de niciun păcat. Filmarea de pe Bistrița, respectiv filmul pe care televiziunea română l-a produs și l-a filmat, a fost un moment foarte special, pentru că trebuia să ajungem undeva într-un vârf de munte și ne-a dus un elicopter care, din cauza curenților de aer foarte puternici, nu a putut să aterizeze pe platoul unde trebuia să filmăm și a aterizat unde a putut, puțin mai departe, drept pentru care Chelba, cu mine îmbrăcată în costum lung, într-o ie așa, oanță, nu mai țin minte, mai erau 2 persoane, am luat-o ușurel străbătând muntele și la un moment dat, nu mai țin minte de ce, m-am uitat în spate, m-am uitat în față, era destul de mult de mers și mi-a alunecat piciorul. Și mi-a alunecat piciorul până aproape de buza unei prăpăstii. Norocul meu este că mi-am prins unul dintre, nu știu ce cum sau drept, s-a prins în rochie și a făcut o frână. Grație acelei frâne n-am murit. Evident că absolut toată lumea a înghețat, pentru că eram oarecum în responsabilitatea lor. Traversați cu toții muntele? Da, da, traversam toți. Erau și niște râpe. Era destul de la o altitudine destul de înaltă și atunci nu prea erau buruieni de care să te... Da, a fost un moment... Norocul meu a fost că n-am realizat ce mi s-ar fi putut întâmpla. Au realizat însă ceilalți. S-au încântat peste tot. Și aici, și în tabere, și în facultăți, și pe stradă. Și era un om extraordinar, Oanță, Ioan Luchian Mihalea. Și ceilalți membri ai grupului Song, că se numeau Ducu Berții sau Adriana Moca sau anonim din punctul de vedere al marii mase a populației, era o atmosferă de sărbătoare continuă. Din clipa în care ne urcam în tren, autocar sau... Cam astea erau cele două variante. Până când ajungeam la destinația respectivă, noi cântam. Cântam și pe esplanadele din fața caselor de cultură. Sigur să ai sub mână 60-70 de oameni care coboară din ceva, din orice, din tren, dintr-un autocar și încep să cânte. E o metodă de a face publicitate instantanee și cam asta făceam. Cântam absolut peste tot. Cred că în WC-uri n-am cântat, dar în rest am cântat peste tot. Casa studenților, cum să zic, deja cred că de la metrou, când te îndreptai spre ea, deși era în spatele operei, n-auzeai, știu, probe, instrumente sau vocalize din clădirea operei, ci auzeai instrumente electrice și muzici din Preoteasa. Și cu cât te apropiai, creștea, să zicem, acest vacan. Când intrai în Preoteasa, bine, te uitai imediat la afișele din stânga, pentru că erau concerte și spectacole peste spectacole. De la subsol se auzeau 4-5 trupe care repetau în același timp. Și la parter, la un moment dat, repeta corul Song sau niște repetiții generale. Cert e că în dreapta, când intrai, era sala de discotecă. Sigur, se făceau probe, cineva făcea o repetiție acolo, că n-avea altă sală, sau o repetiție generală, că era dans cu muzică, că era corul Song, că erau trupe și așa mai departe. La etajul 1 erau niște birouri, corpul administrativ, sediul ASCR, dar și acolo răzbătea muzică și deja la etajul 2 se întâmpla sigur ceva, ori în student club, ori în sala mare, ori și acolo și acolo. Și în spate, când te duceai în spatele scenei, la fel răsunau repetițiile de pe 3-4 etaje. Și activitatea se era zilnică? Da. Nu cred că am fost vreodată la Preoteasa în anii 80 să nu se întâmple ceva. Poate nu venea unul dintre noi la repetiție sau se anulase, amânase repetiția, rămâneam că sigur găseam ceva interesant, un spectacol în sala mare, în pod, oriunde. Filmele erau proiectate la Casa de Cultură. Aveam deja două aparate de proiecție produse la Iore, pe 16 mm, cu sunet încorporat. Și am început să le facem cu sunet pe bandă magnetică. Deci foloseam peliculă cu bandă magnetică, pe 16 mm. Și ce durată aveau ele? Între 3 minute... Și cel mai lung a fost de 24 de minute. Dar durata medie era în jur de 10-12 minute, care se cerea și în festivaluri internaționale. Erau lucruri care treceau, care se acceptau ca venite din partea studenților. Nu se spunea într-una în speech-urile lui Ceaușescu să promovăm nouă originalitatea, creativitatea, ci erau îngăduite și ceea ce ar fi fost socotite derapaje dacă ar fi apărut pe scena unor instituții profesioniste. Eram conectați la ceea ce se întâmpla, priveam cu foarte mare admirație pe acești exponenți ai noștri și să vezi că ei au talente pe care pot să le exprime nu doar la nivelul profesioniștilor, ci mai mult decât ei, dată fiind îngăduința de care beneficiau, pentru că erau exponenții studenților. Și atmosfera de la Convingeri Comuniste care era? Totul de la un moment dat încoace a trebuit să devină, să poartă denumirea de comunist în zona gazetării studențești. Aveam Convingeri Comuniste la Centrul Universitar București, Universitatea Comunistă, Mesaj Comunist la Craiova și așa mai departe, toate revistele. Ceea ce se întâmpla în fapt era o rezistență, de fapt, nu o să știm niciodată cât a fost rezistență și cât a fost permisiune din partea autorităților. Se întâmplau lucruri care pot părea de râs dacă n-ar fi de plâns. Aveam nevoie, de exemplu, pentru a scoate revista pentru studenți, de nici mai mult, nici mai puțin decât 7 vize. 7 tovarăși care trebuia să-și dea aprobarea pentru conținutul revistei. Cu toate astea am reușit, între altele, să facem împreună cu cei pe care i-am numit o treabă care, după o mila mea părere, a fost înregistrată, a rămas în istoria literaturii române. Aici au debutat în revista respectivă și în Casa de Cultură a Studenților, au debutat generațiile 80 și 90 de scriitori din România. Și, între altele, am editat printr-un artificiu tehnic ceea ce s-a numit Cartea cea mai mică, într-o perioadă în care debutul tinerilor autori era o chestiune quasi utopică. Am reușit să facem, printr-un sistem de pliere a ziarului, a revistei respective, câte o cărticică de 32 de pagini în care oameni cum sunt cei pe care i-am numit deja, dar îmi face plăcere să-i reamintesc pe Dan Silviu Boerescu, Horia Gârbea, Florin Iaru, Traian Coșovei, mulți alții au debutat în acest fel. De câte ori vă vedeați pe săptămână? Ori de câte ori era nevoie. Eu eram prezent zi și noapte. Erați angajat al Casei de Cultură? Da. Pot să spun că mi-am neglijat în parte familia, pentru că eram așa de atașat și aveam familia mea. Era ca într-o familie. Podul v-a marcat într-un fel sau altul în carieră? Sigur că da. În ce fel? Sigur, mi-a format un anumit gând despre teatru, în primul rând. În al doilea rând, m-a marcat personalitatea lui Naum și felul lui de a face teatru. O parte din mine e formată așa, e formată aici, în Pod. Sigur că mai sunt și alte experiențe de ale mele cu mari profesori sau mari regizori și nu se împacă foarte bine toate, deși aici era un teatru special. Aici se făcea un teatru special pe care nu l-am văzut în nicio altă parte și cred că nu l-am văzut nici la la institut atunci când Naum a devenit profesor și lucra la clasă. Era o boală care te atingea și de care unii au scăpat, unii n-au scăpat. Eu n-am scăpat de ea până târziu de tot. Atâta vreme cât a trăit Naum. Dar domnul Naum ce fel de persoană era? Era un imens pedagog. Era un regizor foarte bun și pentru mine sclipitor. Faptul că n-a făcut carieră în afara acestui teatru, și a făcut o carieră de profesor, nu-l diminuează în ochii mei. Asta i-a fost datul. Aici a ars și aici a dăruit tot ce avea de spus, de făcut, de dăruit. Cred că era foarte generos. Un pedagog nu poate fi lipsit de generozitate. Era și sarcastic. Și avea zile când n-avea chef de lucru, în fine. Câteodată destul de plăcut așa. Stăteam într-o lenevie și era așa un mămos. Pe domnul Naum l-ați cunoscut? Da, evident. Ce fel de om era? Un om. De obicei se spune lume multă, oameni puțini. El era unul dintre cei puțini aleși. Hai, mai frăcăi, mi-amintesc de spectacolul 1000, care a avut loc la Sala Palatului și care a fost probabil așa vârful de lance. Pentru spectacolul ăla s-a muncit imens. Imens, pentru că erau schimbări de costume, era fiecare bucată muzicală avea o coreografie, se filma, Oanță împlinea o vârstă, dar nu mai țin minte exact ce vârstă. Era însă foarte tânăr, evident. A fost foarte emoționant pentru că se vede totuși toată Sala Palatului plină ochi de oameni. Îți punea o foarte mare responsabilitate pe umeri. Și să nu uităm că eram totuși într-o perioadă în care la Sala Palatului de obicei se ascultau congrese, iar noi cumva am exorcizat aerul ăla îmbâxit de clișee de partid și de stat și cred că și oamenii înțelegeau lucrul ăsta, că e ca un fel de purificare pe care o făceam cu ocazia acelui spectacol. Dar, practic, cenzura cum s-a manifestat? În privința cenzurii, așa cum spuneam, că nu o să știm niciodată dacă am fost lăsați, cât la sută am fost lăsați și cât la sută ne-am luat noi înșine. Pentru că lucrurile erau absolut incredibile. Ca muzică, gen de muzică, ca umor, Să nu uităm că era, exista Divertis, existau și 2 în 1 ca Andrieș. Nu se poate să nu se fi știut chestiile astea. Dar cred că a existat o permisiune intenționată din partea autorităților, ca să spun așa, care au preferat să țină în acest fel sub un control elegant masa de studenți pentru a nu se întâmpla alt fel de lucruri. Era ca într-o familie. Asiguram mâncarea, făceam mămăligă cu lapte, fripturi pe grătar, mai ales când era interzis să se bage rășouri în priză. Noi aveam și calorifere electrice și mirosea grătar în toată casa. Era o atmosferă prietenească, de mare libertate. Ioana Savu, o ziaristă, a ținut neapărat să-și facă ultimul articol și după care să iasă la pensie, dedicat activității și atmosferii de la cineclub. O lună de zile venea în fiecare după amiază, stătea și până la miezul nopții, să vadă filme, să intervieveze și a scris un articol de la Stud Film la ofițerul stării civile. A fost impresionată de numărul mare de căsătorii, care 21 de căsătorii sunt nașul indirect, pentru că îi lăsam în laborator noaptea. Și le-am spus, măi, dacă se întâmplă ceva, o iei de nevastă. Și zi și făcut, așa că s-au comis și s-au ținut de cuvânt. Revelioanele le făceam întotdeauna împreună și era problema mea numărul 1, cu ce rochiță am să mă duc. Pentru că era singurul, sau poate printre puținele momente, când puteai să te îmbraci frumos, pentru că altfel eram îmbrăcați în costumele de scenă, adică în niște uniforme. Sigur că ele erau blugii sau rochițe sau tricouri și blugi și, da, noaptea de Revelion puteai să-ți faci o rochie și nu mai țin minte exact... Nu se întâmpla nimic, era o petrecere pur și simplu, la care evident cântam. Uneori mergeam la mai multe petreceri în aceeași noapte. A fost un moment de grație, ca un vis. Nici măcar nu mi-amintesc lucruri foarte clare, pentru că, na, așa cum sunt visele foarte frumoase, din care te trezești și rămâi doar cu o stare. Până la urmă, pentru mine, songul a fost o stare.